angajat eficient e cel care își permite să aibă o pauză de relaxare și să mănânce un prânz sănătos. Specialiștii în nutriție au analizat timp de un an obiceiurile românilor și au lansat și primul barometru alimentar care oferă sfaturi atât angajaților cât și angajatorilor. Recomandările sunt pe două paliere. Recomandările pentru angajați, de genul gustă alimentele înainte să pui sare în ele, preferă grăsimile vegetale în locul celor animale, bea apă după masă, preferă un fruct pentru desert, și recomandările pentru restaurante, care sunt metode de gătit alternative, cum ar fi coacere sau labur în locul prăjitului și fiertului, oferă un fruct ca desert, pune mai puțină sare în mâncarea pe care o pregătești și alege mai multe condimente. Restaurantele s-au adaptat rapid noilor cerințe. Am ținut să ținem liniile exact programului și au crescut solicitările foarte mult pe baza mâncărilor vegetariene, chiar și la comenzile la pachet. Multă lume văd că adoptă stilul de mâncat sănătos. Este și cazul lui Daniel. Încerc să fiu un pic atent de obicei la ce mănânc, mai ales la masa de prânz, și prefer salatele, uneori și friptura, peștele dacă găsesc locații unde îl găsesc mai proaspăt sau știu eu despre el că este proaspăt, deci cam aici mă limitez. Uneori poate și câte un desert ca să mai crească un pic glicemia. Lucrând în vânzări și stând foarte mult pe teren, de obicei pot să-mi ia loc undeva între 30-45 de minute, uneori poate când mai luăm masa și cu anumiți parteneri ne prelungim și peste o oră. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici am un pic noroc. Eu dacă nu am masa de prânz, nu mai am energie, adică după ora 15 deja sunt cu bateriile la pământ. Și Oana își alocă un timp generos pentru prânz și recunoaște că are alt tonus după masă. O oră, de fiecare dată, în fiecare zi, când vin de la masă, sunt mult mai energică, deja am alt chef de muncă. Stilul de viață sănătos se educă în timp, iar primul pas este conștientizarea. Obișnuiești să bei apă sau sucuri la masă? Recunosc că beau și sucuri, dar în ultimul timp am încercat să beau cât mai multe fresh-uri naturale. Nu pot să beau doar apă, recunosc. Indiferent dacă luăm masa în oraș sau ne aducem pachet de acasă, important este să nu sărim peste masa de prânz.